Onorată audiență, iată-ne astăzi în această duminică binecuvântată la Cehei, la 100 de ani și o zi de la Marea Unire a României. Un act deosebit înfăptuit la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, cu toți am sărbătorit de la Șimleu până la Alba Iulia, până la București, din toată țara, acest eveniment. Iată-ne lângă memorialul celor care și-au jertfit ce-au avut mai bun, viața pentru libertatea și idealurile statului național român. Urmează serviciul religios de sfințire a monumentului eroilor din Cehei. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, ce s-a ridicat într-o pomenirea eroilor, ostașilor și luptătorilor din acest sat, fii ai neamului nostru. Ne rugăm ție, scrie numele lor în cartea aleșilor tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument spre veșnica pomenire a aleșilor tăi eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile și din acest sat și a faptelor lor vrednice de urmat. Iar poporului nostru ajută-i ca suportarea ta de grijă necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Se sfințește și se binecuvintează monumentul acesta,
Ridicat în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie, din satul acesta, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește și se binecuvintează acest monument al eroilor din acest sat, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument al eroilor din satul acesta, prin stropirea cu apa aceasta sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! În continuarea programului nostru, urmează depunerea de coroane și jerbe de flori în memoria eroilor neamului. Depune coroană de flori Parlamentul României. Depune o jerbă de flori Primăria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei. Depun coroane de flori, depune coroane de flori comunitatea locală din Cehei. Subrată, noi la necazuri, la nevoi, ca unul suntem țara toată.
veniți români, lumea întreagă, cu toți la bine și la greu. Ne cheamă neamul, țara dragă, ne cheamă bunul Dumnezeu. Ani verde, pâine ținu, măi române, măi. Foaie verde, pâine ținu, măi române, să fii mândru, măi române, românași. Poate-ți bucuria să-i măi române, măi. Poate-ți bucuria să-i fi mândru că ești română, măi române, românași. Tu Ardeal, tu Ardeal, suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Nu vrem răzbunare, doar atât ne doare, că se pierde amintirea-n val. Doamne, dă-i tărie, unii mâini să scrie Biblia latinului Ardeal. Mulțumim, acesta a fost micul nostru moment. Scuzați emoțiile. Unită. Onorată audiență, dați-mi voie să-l invit pe domnul deputat Lucian Bode. Multelor religioase, domnule primar, domnule viceprimar, onorată audiență. Cum spunea Daniel Stejerean, 100 de ani și o zi de România ne găsește la CEHEI. În acest an special pentru România, anul 2018, anul centenar, după cum ați putut vedea ieri, majoritatea românilor au vorbit și au cinstit trecutul. Au vorbit despre faptele de vitejie ale nației române, care au făcut posibilă unirea de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, despre perioada de glorie a României, din perioada interbelică, când România a dat culturii universale genii incomensurabile. A vorbit despre primul și al doilea război mondial, despre sacrificiul românilor din cele două conflagrații mondiale. A vorbit despre cei 50 de ani de comunism. Au vorbit despre cei 30 de ani de democrație de după Revoluția din 1989. Am vorbit, din păcate, foarte puțin despre viitor și de aceea cred că se cuvine și astăzi să ne amintim de cuvintele marelui Iuliu Maniu, care se întreba la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, ce ar putea face generația sa pentru a se ridica la înălțimea idealului acelui moment. Să ne întrebăm cu toții ce am putea să facem fiecare cu responsabilitatea pe care o avem pentru a face din această țară o țară mândră și pe români mândri în țara lor. Acest frumos monument ar putea fi încadrat tot la trecut și mai puțin la viitor. Eu spun că este vorba în egală măsură atât despre trecut, pentru că ne cinstim eroi, cât și despre viitor. Despre viitor, pentru că această frumoasă comunitate, găsind resurse să cinstească, să-și cinstească eroii, eu consider că are cu adevărat viitor. Eu vă felicit pentru această realizare, vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat în această frumoasă comunitate, așa cum spunea Părintele Protopop, în cuvântul de învățătură. Vă felicit și pentru modul în care conviețuiți aici cu toții, precum Iuliu Hosu și Miron Cristea, care se îmbrățișau la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. Așa văd aici cultele religioase împreună, ceea ce încă o dată mă îndreptățește să spun că această frumoasă comunitate are cu adevărat viitor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sărbători frumoase, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație.
Dau cuvântul în continuare domnului primar al orașului Șinleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Onorate fețe bisericești de la Biserica Ortodoxă, de la Biserica Baptistă, domnule deputat, onorată asistență, sunt foarte fericit că suntem astăzi aici dintr-un motiv foarte simplu. S-au împlinit ieri 100 de ani de când România a fost întreagă. Sigur, din păcate încă nu este întreagă, dar la 1 decembrie 1918 a fost întreagă. Și probabil fiecare dintre noi ne punem de multe ori întrebarea, oare ce înseamnă unitate? Și probabil unul dintre noi ne dăm și răspuns. Astăzi aici, la Cehei, eu simt că această unitate există cu adevărat. Și am simțit-o de-a lungul anilor. Și dacă vreți, vorbind religios, și noi ceheeni și-au ales un primar minoritar din punct de vedere religios. Dacă vreți, din punct de vedere religios, astăzi aici sunt cel puțin 3 culte diferite și pot să sărbătorească împreună și să se aplece cu un respect în fața celor care s-au jertfit pentru că astăzi România să fie una liberă. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere administrativ, am reușit întotdeauna să fac în Șinleu și aici o echipă care să funcționeze bine. Sigur că sunt multe lucruri încă care nu sunt rezolvate, dar pas cu pas ne-am străduit ca aceste lucruri să fie în folosul oamenilor. Cam asta este unitatea și mă bucur că intru în fiecare moment în conexiune cu dumneavoastră și facem lucruri bune pentru comunitate. Vreau să vă mulțumesc în mod special și să vă mărturisesc că întotdeauna am fost impresionat cum cei din Cehei au reușit să fie împreună atât la bucurii cât și la necazuri. Sigur că la un moment dat, împreună cu Părintele Vancea și cu domnul Ioan Puc de la Cluj, care este cehean al dumneavoastră, ne-am propus să încercăm să facem un monument dedicat eroilor care au căzut pentru patrie în războaiele, cele două războaie. Și am trecut peste câțiva pași, în prima fază monumentul arăta altcumva, am avut și niște discuții contradictorii la un moment dat în care mi s-a reproșat de către un prieten că, după cum mă știe, eu sunt omul care adun, nu care dezbin. Una peste alta, cred că am reușit să facem un monument care să fie direct proporțional cu efortul pe care l-au făcut înaintașii noștri pentru ca noi să fim astăzi liberi. Eu vă mulțumesc foarte mult, mă întind cu mult respect în fața comunității dumneavoastră, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor, să ne putem duce la bun sfârșit misiunea pe care o avem încredințată fiecare. La mulți ani sărbători fericite, la mulți ani România, la mulți ani și noi, la mulți ani și noi. Dar fiind faptul că domnul Ioan Pop de la Cluj nu poate să fie astăzi alături de noi, îl invit pe nașul Pop să ne adreseze câteva cuvinte. Stimați creștini, domnule primar, domnule deputat, domnilor slujitori ai altarului, domnule pastor, trăim un moment de înălțare spirituală pentru satul nostru. Au trecut 100 de ani de când cei ce-și dorm somnul de veci la Mărășești, Mărăști și Oituz au fost dați aproape uitării. A stat piatra funerară din monumentul înălțat în 1918 în fața prăvăliei în zidul școlii. Apoi a fost spart și primăria l-a recuperat. Sunt câteva nume aici care figurează pe piatră lipsa. De aceea vreau să vă spun la toți cei care știți și aveți
urmași ai celor care au murit la Mărășești, Mărești, Oituz, pe Valea Oltului, să veniți la preotul din sat, să prezentați numele și îl voi ruga pe domnul primar să ia măsuri să fie săpat în placa de oțel inoxidabil. Sunt câțiva lipsă. Ei își dorm somnul acolo. Au murit în credința în Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i odihnească. Îmi spunea bunicul meu, Simeone Cucului, că au murit oameni cu sutele și cu miile. Pentru unii a fost preot, să zic, o rugăciune. Pentru alții a zis soldatul de lângă el. Dar mulți au murit spunându-și ei rugăciunea. Așa cum a spus Mântuitorul când murea pe cruce. În mâinile tale, Tată, îmi încredințez Duhul. Suntem mândri de ce a făcut primăria. Domnule primar, stimă și respect. Dumnezeu cel preanalt să vă dea sănătate și viață lungă și să vă binecuvinteze. Alături de domnul preot al satului și de sătenii care și-au adus contribuția. Va rămâne aici ca mărturie peste generații că nu suntem oricine, că suntem urmașii unor înaintași care și-au iubit patria, și-au iubit țara, și-au iubit pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Adresate, dați-mi voie să-l invit alături de mine pe domnul pastor al Bisericii Baptiste din Cehei, să ne spune și domnia sa câteva cuvinte. Dragi credincioși, stimați domn și doamne din Consiliul Local și Județean, mulțumim lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul să trăim în generația aceasta când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Ca reprezentant al comunității baptiste din sat, aș vrea să vă spun că ne bucurăm să fim în această zi la acest eveniment și am venit în locul acesta îndemnați și îndrumați de cuvântul Scripturii care ne spune în Evrei, capitolul 13, cu versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care vi-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le exemplu. Ne-am adunat astăzi aici pentru a ne aduce aminte de sacrificiul depus de înaintașii noștri, pentru că ca noi să avem o țară frumoasă cum e România. Astăzi vă chem împreună cu mine să privim împreună cel puțin în 5 direcții. Să ne uităm împreună în trecut, cu respect, să privim în prezent cu responsabilitate, să privim înspre viitor cu speranță, să privim în jur la oamenii de lângă noi cu dragoste, cel mai important, să privim în sus, la Dumnezeu, cu credință, de acolo de unde ne vine binecuvântarea. A Lui să fie slavă în veci. Îl invit alături de mine pe preotul Pancea, de la Biserica din Cehei, să ne spună câteva cuvinte. Iubiți frați, Domnul Hristos, domnule deputat, domnule primar, stimați invitați, iubiți credincioși. Este bucuria noastră a comunității din Cehei legat de acest eveniment al cinstirii eroilor, iată, la 101 zi de la înfăptuirea Marii Unirii. Eu nu rămâne decât să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate și dacă strădania înaintașilor a fost ca să îi comemoreze pe acești eroi care s-au luptat, iată, nouă celor de astăzi ne-a revenit această sarcină. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat. Domnului primar, Consiliului Local,
domnului Marius Tutovanta, care a executat această lucrare, tuturor celor care au contribuit sub o formă sau alta. Iar rugămintea mea este pentru toți, în acest ceas, să respectăm acești eroi, să respectăm ceea ce se face pentru comunitate și împreună să-i slujim lui Dumnezeu. La mulți ani, România! La mulți ani, CEHEC! La mulți ani nouă tuturora și Dumnezeu să ne aibă în paza Lui! Doamne ajută! În continuarea evenimentului nostru din această duminică însorită, îl invit și am onoarea să-l am alături poetul, nu-i târziu, Mureșan. Niciodată. Nu e târziu, ați mai fost făcut odată preot. Lansăm în această zi la CEHEI un volum de poezii aniversar închinat celor 100 de ani de România Mare. Domnule poet, vă mulțumim și apreciem acest volum. Volum pe care noi ne dorim să-l oferim și comunității din CEHEI. Îl vom oferi celor trei culte religioase prezente astăzi aici. Vom oferi 10 cărți domnului preot Vancea, domnului primar în calitate de mesager al cultului greco-catolic și comunității cultului baptist din CEHEI. Vreau să spun, înainte de a da cuvântul poetului George Mureșan, să spun câteva cuvinte. Poetul George Mureșan s-a născut la 25 martie 1955 în localitatea Sălășană Chiești. După absolvirea liceului, a urmat școala tehnică sanitară. Poetul ne propune astăzi, în anul centenarului Marii Unire a României, volumul de față, care cuprinde poezii patriotice cu un încărcat caracter de românism. Coperta volumului, după cum bine veți vedea, se încadrează în tematica propusă, cu elemente de tradiție, istorie și comuniune românească. În acest an deosebit pentru valorile identitare ale neamului românesc, așa cum spuneam, poetul George Mureșan împreună cu domnul primar Septimiu Țurcaș vă propun ca cele trei culte religioase prezente la acest eveniment să beneficieze de câte 10 exemplare din acest volum. Domnule poet, aveți cuvântul. Ziua. În primul rând, la mulți ani în România, la mulți ani români și la mulți ani CEHEI. Mă bucur să fiu aici între dumneavoastră, să lansez o părticică din sufletul meu, pentru că nu e totul, să fiu mai departe, dar este izvorândă din suflet această carte. Este o carte dedicată centenarului și pentru că nu mă prea pricep eu la vorbit, mai degrabă la scris, mă gândesc, au spus-o unii. Vreau să vă citesc o poezie care se cheamă Centenar, primul centenar. Veniți români în templul sfânt, la Alba Iulia, în vechea cetate, să facem cu noi unirii legământ, să păstrăm țara întreagă în demnitate. Bați clopotele reîntregirii noastre, trec umbre mari de eroi care au fost, la Alba, cu flamuri roși galbene albastre, să arătăm că sacrificiul lor a avut rost. Veniți români la Alba cu iubire, să gravem cu istorie, istoria cu primul centenar, să simțim în inimi sfânta reîntregire, nu doar în anii care au fost prin calendar. În cetate la Alba Iulia își vrea să merg, în cetate să scot sfântul tricolor de la sân, să simt că acest popor e în unitate întreg, că acest neam e român lângă român. Mulțumesc! Am un invitat, domnul Popola,
care a făcut muzică pe una dintre poeziile mele. L-aș ruga să o interpreteze, poate așa ajunge mai ușor la suflete. De fapt, nu eu. Singura, am mai făcut o altă piesă, Imbuie, da? Deocamdată, se pot așa. La mulți ani, români, trăiască România, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, sper ca linia melodică nu se mai pune în discuție versurile poetului nostru și Șimleoan George Mureșan, mie mi-au intrat la suflet, sper să vă intre și dumneavoastră. Sfânta Unitate. Care ești asupra tuturor, când ți-au lăsat, când ți-au dat lumii o țară, slujește cu credință acest popor și nu lăsa țara asta să moară. Lăsa țara asta să moară. Mi se coboară sus din calendar, gata să înceapă o nouă ziară, că noi ne-am pus țara în calendar. Vânzare nu ca să se vadă. Treziți în voi, români, idealul sfânt, se naște în fiecare din noi libertate. Cât mai avem sub tălpi acest pământ, hai să refacem sfânta unitate. Hai să refacem sfânta unitate. Din mii de cioburi răspirate, prin lume ce stau să se spargă, hai să refacem sfânta unitate. Țara noastră atât de mare, și voi ce-a spus aleși de popor, cu speranță vie și nemăsurată, nu face jurăminte sub tricolor, dați țării demnitatea de altă dată. Iar voi care ați fost aleși de popor, cu speranță vie și nemăsurată, nu faceți jurăminte sub tricolor, dați țării demnitatea de altă dată. Dacă se poate, în încheiere, un cântec drag mie, e scris de un ungur, Arpa Domnului.
dar sper să vă placă și v-aș invita să cântați cu mine refrenul. Nu-i din toată lumea, nu-i amintirea noastră, cu lumina ei curată, roșu galben albastră, roșu galben albastră. Nimănui din toată lumea, nu-i amintirea țara noastră, cu lumina ei curată, roșu galben albastră, roșu galben albastră. Noi aici suntem o țară unică și milenară, una noastră Românie, multă dragoste frăție. Noi aici suntem o țară unică și milenară, una noastră Românie, multă dragoste. Dragoste frăție. Avem pâine, pâinea noastră, țara noastră, oameni cere, oameni buni și toți prieteni, la nevoi și la durere, la nevoi și la durere. Noi aici suntem o țară unică și milenară, la noastră Românie, multă dragoste frăție. Noi aici suntem o țară unică și milenară, una noastră Românie, multă dragoste frăție. Multă dragoste. La nevoi și la durere, împărțim și rău și bine, împărțim și rău și bine. Și în vreme de răstriște, știm și noi ce se cuvine, la nevoi și la durere, împărțim și rău și bine, împărțim și rău și bine. Toți, noi aici suntem o țară unică și milenară, una noastră Românie, multă dragoste frăție. Noi aici suntem o țară unică și milenară, una noastră Românie, multă dragoste. În încheierea programului nostru, vă mulțumim pentru participare și răbdare. Vă dorim o duminică plăcută în continuare.